haimai doar teletor. Ce părere aveți dumneavoastră despre integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană? Bună. E o mentalitate pentru noi, aș spune că nouă, dar chiar și aș zice că benefică. Cea mai eficientă cale de a ne integra în Uniunea Europeană este să ne unim cu România. Eu sunt de acord. Sunt de acord cu tot treaba asta, ea că fără a ne uni e mai complicat pentru noi. Ce i-am lăsat, hai mai dor, teletor. Eu am repetat în mai multe rânduri, adică repet și acum, nu sunt nici pentru Europa și nici pentru Rusia, fiindcă omul nu pleacă acolo muncește. Moldovană mai ales, unii pleacă acolo muncește. Dacă era să fie la noi în țară din lucru bun, era să oprească lumea acasă. Asta e părerea mea. Ce părere aveți dacă Republica Moldova s-ar integra în Uniunea Europeană? Noi suntem pentru Europa. Ce părere aveți dacă Republica Moldova s-ar integra în Europa? Ar fi pentru sau pentru? Pentru. Și dacă această integrare s-ar efectua prin unirea cu România? Cu România, nu sunt de acord. Europa, nu cu România. Ce părere aveți dacă Republica Moldova s-ar integra în Europa? Ați fi pentru sau contra? Pentru. Și dacă această integrare s-ar efectua prin unirea cu România? N-am nimic cu totul. Ar fi cea mai rapidă și cea mai eficientă cale. Noi mai rapidă și poate ar mai diminua corupția. Corect. Noi automat o să devenim cetățeni europeni cu drepturi depline, o să avem liberă circulație, o să avem același salarii ca în România. Salariul mediu, ca de exemplu în România, e 565 de euro. La noi e doar 210 euro. Totuși ar fi mai bine. La fel și pensie. Da, și pensie. Adică pentru cât și tineri și pentru bătrâni. Corupția în România este foarte, un coeficient foarte mic în comparație cu Republica Moldova. Ce părere aveți dacă Republica Moldova s-ar integra în Europa? Ați fi pentru sau contra? Sigur pentru. Și dacă această integrare s-ar efectua prin unirea cu România? Ați fi de acord? Da, cu românii da. Noi suntem același neam. Zboară doar repejor, până la-l meu cuibușor, hai mai doar.